Cei înscriși vor beneficia de un tichet de 6500 de lei în schimbul casării mașinii mai vechi de 8 ani pe care o au la unul dintre colectorii autorizați de Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Ei vor beneficia de reducerea valorii tichetului la achiziționarea autovehiculului nou de la producătorul la care s-au înscris. Totodată beneficiarii pot ceda prima de casare în favoarea altor persoane care doresc să-și cumpere o mașină nouă. În cadrul programului RABLA 2015, cu o valoare totală de 200 de milioane de lei, a fost alocat un număr de 20.000 de etichete de pentru persoane fizice și 5.000 de etichete pentru persoane juridice și instituții publice. În plus, cei care participă la program pot beneficia de ecobonusuri la achiziționarea unor autoturisme cât mai nepoluante. Valoarea ecobonusurilor este de 750 de lei pentru un autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon mai mică de 100 de grame pe kilometru, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, 1500 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, și 2500 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid. Pot fi cumulate maxim două ecobonusuri cu mențiunea că acestea se pot realiza numai între un ecobonus de 750 de lei și unul din celelalte două categorii.